actorii acestei asociații Români pentru Români. De ce? Pentru că mulți n-au văzut costume populare pe viu de când mă la televizor. Cel puțin aceștia au venit și au donat niște costume populare ca să se păstreze, să se folosească la marile sărbători, la Crăciun, la Anul Nou, la Craunul Bisericii. Deci e benefic această activitate, felicit și le mulțumesc că au venit în zona aceasta. Că deja înainte, că eu am copilărit pe aici în zonă, era o rușine să porți costum popular românesc. Ungurii aveau drept, dar noi dacă manifestam românești, noi nu avem dreptul. Și la 1 decembrie, la Sfântul Ilie, la Zăbala, de exemplu, ne manifestăm și avem o mândrie să purtăm costume populare românești. Și sper să fie această mândrie și aici, nu mândrie, mândrie pioasă, cu dragoste de țară și neam să fie. Deci mândriile sunt de mai multe feluri. Orgoliul ăsta de avolesc e unul și orgoliul național și cu bun simț e altul. Sper să fie și românii de aici, să-i trezim la viață, multe familii mixte, cât precis că au costume ungurești. La Zăbala, de exemplu, primăria plătește instructori de dans și costume le-au luat toți. Unii le-au luat de tot, ne-au luat. Dar noi, cu propriile noastre puteri, fiecare cum își cumpere blugi, să-și cumpere și un costum popular, să aibă la marile sărbători.